Am dat comandă de griș și mama face griș. Ia uite-te și tu. Cu cinamon, cu scorțișoară, bam bam. Acum vrei să faci? Da. Pe bune? Sau ar pui doar așa în cutie, mama? Nu. Tu mă păcălești pe mine. Tu mă păcălești, mama. Nu vezi că am pus lapte? Ai pus lapte la fiert? Și nu le drum la răgaz? Da, da? Da, da. Ai, nu pot să-l cred așa ceva. Deci eu dacă zic griș cu lapte, nu, se face griș cu lapte. Zice, dacă zic să facă colarez, se face colarez. Dacă zic să facă orez cu lapte, face orez cu lapte, mama. Deci nu pot să cred așa ceva. Bravo, mama. Îmi place de tine. Cel mai mult. Tu fă-ți treaba acolo, că eu stau așa la distanță. Stau lângă Dylan aici. Am văzut niște goluri acum la Dylan de... Nu pot să cred așa ceva. Joacă foarte bine Dylan. Joacă. Lasă că e bine să se supere ca să ambiționeze data viitoare, știi? Dar spun eu că a fost numărul 1, chiar dacă n-a dat goluri. Uite aici a ratat Dylan. Uite, te-a faultat acolo. Tu, dacă urlai, o să dea penalti încă o dată. Nu vezi că aici trebuie să țip ca să-ți dea. Cum a făcut ăla, știi? E prima oară când îl văd pe Dylan, când joacă fotbal pe terenul ăla. Și mi-a plăcut mult de tot. El a învățat pe teren de la mare și o să-l vedem și acolo pe teren mare, mama. Dai seama, mergem cu toții, îl filmăm frumos și de seara ne uităm la meci. Eu vreau să-l văd să ajungă la Colorado, la echipa din prima ligă. Di, ajungi în prima ligă la Colorado? Să poți să vii și să cumpăr bilete, să te văd? Și tricoul meu. Oh, am tricoul tău? Promiți? Deci nu zici după aia, băi, stai puțin că costă. Vine, Di? Asta e visul meu, uite Roșcovanu ți-a dat. Mama nu stă deloc, duce gunoiul, are laptele la fiert, grișul pregătit. Uite-te și tu, acum e în cămară, paide, că nu pot să țin pasul cu ea. Are viteză, e băgată în viteza 6, cred, nu știu. Pe turbo diesel. Mama este multifuncțională, uite-te și tu. Deci, dacă dă laptele pe afară, se pește să râd. Hai să dea laptele pe afară să fierbă. Aș da răgazul mai... A? Să dau mai la maxim. Se prinde. Să umblu la răgaz, să-l dau mai la maxim, să... Să... Aulă, aici erai, mama? Da. Da. Voiam să dea laptele pe afară, mama. Dă laptele pe afară sau nu dă? Bam, bam. Nu să-mi lasă de... Deci mama face griș cu lapte, mă, dar cinamonul unde e, mama? Ia, le știi? Le știi? Am umplat-o mai asa. Unde mai tu șervețelele alea? Șervețelele alea. Ce șervețele? Ai uitat. Mi-ai zis mie că ai nu știu ce șervețele. Da, mama. Unde sunt cerealele? Au pus la loc? Ți-aduc acum. Dar nu pot să... Mă scor, da. Gheață. Are gheață, las că îi le dai eu. Da. Uite, gaming de carul echipei. Cred că asta, mama. Da, termină-le și vedeți că nu prea mai avem vreo să mergem. Da, știu, eu am luat-o toate, dar am de dat mâncat pe toate. Dina vorbește foarte bine românește. Am învățat de la mama ei. Uite, mama i-a pus toate cererele lui Dylan. Uite-l, mă! S-a terminat terenul, Dylan. Unde te duci? E prea mic terenul. Dylan, mai vrei niște cerere? Da. Ia uite-le! Ia, mama, ce cerere? S-a terminat! Sunt goale, mama! Sunt goale! Unde-s, mama, șervețelele alea care ai zis tu să... A, e aici!
ce ai ziceai tu că am nevoie și că asta nu știu ce. Ia ia-mi și mie un șerbet. Pe asta ziceam. Nu știu unde le ții tu. Tu e de care? Da. Tu mai ele aici. Uite ce are mama aici. Asta vreau să văd și eu ce ai tu pe aici. Am șervețele multe, dar mai am și în partea aia, cred. Da? Că asta n-am filmat. Dar ce trebuie să unde aici? Spus? Uite unde mai are mama. Mai am, vezi. Eu știu toate sertarele astea, are mama de toate. Astea când se termină... Da? Pe mijloc e... Trebuie să iau o dată la control toate sertarele astea, mama. Că nu se poate altfel. Da, aici ce mamă? Pahare, căni. Nu avem vreo surpriză, să vedem vreun balaur pe aici, mama. Poate cu grișul, mama. Și în dreapta ecranului jos, cafeaua. Aha, aia e ultima. Ne-a lipsit cană de cafea, nu, mama? Da. Eu luam alt griș și o doamnă mi-a zis să iau de la arabii grișul. De la arabi? Ăsta e de la arabi? Da. Mi-a zis că ăla e mai good. Da? Mai bun, a? Nu-l văzusem pe ăsta. E puțin mai... Țuri. Mai scump, dar mă, face griș cu lapte, mă, deci ea mă face toate poftele. Și cu ocazia asta și pentru nepoți, pentru toți. Ei nu prea mănâncă. Dylan știe ce e la griș? Astea merge și cu gem. A mâncat vreodată Dylan griș cu lapte? Nu vrea. Nu-ți place de? Griș cu lapte? Nu știe ce e ăsta. Nu știu ce e ăla, nu? E dulce, e bun. O să încerci? Uite că vrea să încerce, mamă. Dar după ce vrea? Mhm. Mama a plecat că te-a pus să tușească. A mâncat griș înainte, cred. Am mâncat o cereală de aia. Cereală de aia și te-ai... De aia, și a ajuns pe gât acolo. Păi bagă mama o cafeluță, cum adică? Dylan pare că e puțin accidentat și a pus gheață la picior. Cred că mai trebuie să aduce. Dar nu e așa lapte. Rău. Mai aduce mama lapte. De unde? Din garaj? Din garaj, adică din frigider. Și cu ocazia asta aduc și gunoiul. Și aia de sus. Și recycle. Hai să dacă pot să le iau pe toate, mama, într-o mână. Lasă-mă, mă, că mă descurc. Mă descurc, mama, mama. După ușă. Am băgat-o după ușă. Bam, bam. Aici de recycle. Să mă împrug gunoiul. Bela. Și aici de gunoi. Mama, că vrea lapte. O să vedem unde e lapte. Bam, bam. Asta e pentru cafea. Îmbulcește cafeaua. Asta e laptele. Uite și bulgări aici. Iar unde ăsta, nugget. Bam, bam, încă o smântână. Avem de toate aici. Mozzarella. Uite, mama, până la urmă a cumpărat maioneză. Bam, bam. Avem și bere. Aici e ardeiul. Bam, bam, și stă la rece. Gata, mama, a venit laptele. Bam, bam, te descurci. Unde e 25? 25? Peste 3 zile, mama. Mai ține și încă o zi. Care este rețeta la griș, mama? Rețeta. După ochi, crește. Să nu fie albă laptele, să nu dea pe afară. Asta e rețeta. Știi care e treaba? Când pui laptele, totdeauna când îl pierzi, să speli cu apă rece. Să speli ăla. După sau înainte? Cratița. Înainte să speli cratița. Să fie... Ca să nu se lipească. Să nu se lipească. Bă, ce tare. Milano? Mama, tu pui Milano? Am primit acolo. Ce, bași și făină? Nu,
Nu, ăla-i zahăr. Dar colarez, mama, faci vreodată colarez? Nu, știi să faci? Ba, știu. Cu coloașe de alea, nu? Ceva simplu, cred. Cu coloașe, nu? Făceam când eram mici. De-aia am poftă, dar asta într-o altă zi. Pasta, mă, și... Dressing nice and everything. Dar chiar vreau să la colorez, știi? N-am pus sare. Pui și sare? Zahăr ai pus? Am pus, dar am dat puțin sare. Ce, pui puțină sare? Puțină sare. Așa trebuie? Că dacă pui sare, dacă pui zahăr, de ce mai pui sare? Zic și eu, întreb. E gustos, foarte. Da? E puțin dulce sărată, sau cum? La orice să merge cu gem ăsta, să gem cu scorțișoară, a? Ce îmi merge? Scoți-o și aia, spune-mi, îmi dai să facă totul. Sau nepoții pe fundal, nu-i problema asta. Ei cu treburile lor, noi cu treburile noastre, mama. Yes. Cu ce am învățat, în bucătărie. Deci, mama, până plec eu de aici, faci și colarez. Îți fac. Mai știi să faci? Păi cum să nu? Fierbi laptele. Dacă nu, luăm rețeta de pe internet. Nu. Fierbi laptele și faci făină, nu? Făină cu... Cu coloașe. Cu apă sau cu lapte. Să facă cu coloașe, dar, nu? Faci așa cu furculița, Da? Dar am mâncat când era la țară, parcă, nu? Făcea mama aia? Făcea mama aia. Ce făcea mama aia? Și Sara Ilie făcea? Făcea ca să aveți și mâncare. Făcea turtă dulce? Făcea. Făcea, mama, făcea. Ea a fost într-o familie care... Tu ai învățat multe de la ea să faci mâncare și asta? N-am avut timp. N-ai avut timp, a? Era că am plecat la 15 ani. La 15 ani ai plecat de acasă, a? 15 ani jumate. Și de când lucrezi? Tot de la 15 ani jumate? Păi direct la fabrică. La fabrică, direct, a? Lucram, Cristi, 12 ore, 16 ore. Vezi, asta n-ai spus-o până acum. N-am spus-o, dar lucram. Păi știu. N-am fost... Câți ani de muncă ai tu? Păi am 29 și 6 luni. 30 de ani, ce mai? 30, că normal o femeie 25 ani trebuie. Deci 30 de ani de muncă. Să știe lumea că mama a muncit la viață, nu? A? 30 de ani de muncă și de la bucătărie pentru noi. Și am lucrat 12 ore, 16 ore. Și mai vezi că sare. Mai doar într-un singur loc de muncă? Da. Acolo. Te-au ținut aia 30 de ani. Sora mai a vrut să mă bage pe la birou, pe la... Ce? Păi intru eu la birou. Ai atâtea responsabilități, nu? Da. N-ai vrut. N-am vrut. Ce-mi trebuia mie să se întâmple? Nu ți-ai schimbat serviciul. De la început până la sfârșit, te-ai ținut de el. Bine, a fost rău. Pe timpul lui Ceaușescu se putea? Da, da, să știi că avea toată lumea servici. Vezi, se vede. Toată lumea acolo au vândut toate... Mai adaug niște lapte sau al fierbi înainte pe asta? Da, al fierb un pic. Da, bagi ăsta în frigider? Dacă mai e nevoie, da, dacă vrei. Cum, mama, cu mare drag. Mama. Pot să-mi deschid asta? Bamba. Ce mai e pe aici? Mă bun. Gelul ăsta să pun. Gel de căpșun. La griș. Ceva? Frișcă? Dacă vrei, dar la orez știu că puneam frișcă. Merge frișcă la griș? Ca să miroasă, dar... Să aibă un gust așa, nu? N-am mai făcut de mult griș. Mască, pun și frișcă, am pun și... cărți de bucate, pun și ciocolată. Unde toate, mamă? Unde toate, mama, da? Da. Pun și dulceață, pun și miere, pun și gem. S-a întărit și de ce? Păi să fie mai moale? Cum e, mamă? Că nici nu mai trec laptele. Păi nu mai pune dacă nu mai trec. Nu mai pun. E aproape gata. Da, să-l acolo, că se bea. Pun și eu într-un bol, mama? Uite, mama, ce are aici, mă? Pun în asta, că asta îmi place, cum arată. Bam, bam. Cu ce punem, mama? Cu polonicul sau cu o lingură? Avem linguri de alea mari. Avem de alea mari? Da, nu e la spălat. Sunt la spălat alea. Bagă, mama, o lingură sau ceva. Polonicul, mama. O, uite ce are. Iataganu. Iataganu. Bagă Iataganu.
Hai să vedem cum facem. Punem aici? Mă las puțin? Da. Mă ții în suspans? Ce faci? E gata. Tu mă păcărești pe mine, mama. E gata. Dar ai oprit ăla? Da. Sau mai... Mai pâlpâie. Mai pâlpâie, mă, băie. Să se vadă mai bine, băgăm și o luminiță, mă. O luminiță, mă. Ia uite, ce e acolo? Bam, bam. Vrei să pun și la nopul. Ce, vrei să pui scurțișoară acum? Nu, pun, da. Ne punem fiecare, nu? Vrei să guști, dacă mai trebuie mama, să... Mama, oricum îi bag și gem, bag și... Da. Ciocolată, bag și frișcă, ai auzit? Bag de toate, mama, ai auzit? Arată foarte bine. Mm. Ești că e mămăligă, mama asta. Poate vrea și Dia acum să vadă. Uite, și Dia, cum e. Uite, Dia, îmi vezi? Ia miroase Dia, ia. Și ia o linguriță jos, cum... Uite pe Dia. Nu știu dacă... Nu știu dacă am văzut așa ceva. N-ai văzut așa ceva, dar ar trebui să-l guști. Vrei să spună în ceva? Nu știu, aminte că ai făcut așa. Griji cu lapte, să zicem. Nu, ai făcut altceva, nu știu cum a făcut. Orez cu lapte. Am făcut și de ăsta, da. Nu, și au pus și cinamon în el. Da? Ah, și la orez se pune cu lapte. Și la asta. Ba cum se zice la ăla? Ăla e orez cu lapte și ăsta e griș cu lapte. Ăsta e salmonella, nu știu cum se zice aici în America. Salmonella, mama. Salmonella. Mama, pune și mie, te rog frumos. Poate vrea și tine acum, sau când vrei. Îți pune mama aia și ție, Di? O lingură, nu, tot. Nu acum. S-a săturat de cereale. Tu să știi și să... Gata, mă, mama, gata. Uite, capul meu, că am zis că sunt la curat, îți lăpire. Și mă împune așa, fără oprire. Dar nu se poate așa ceva, mă, chiar îmi faci de astea. Sigur o să mai împun puțin, dar poate nu mai o să intre, nu știu. Punem scorțișoara. Cinnamon. Bam, bam. Pune și lui Gabe. Știi ce o să ia acum, nu? Știi ce o să pune acum, nu? Și mă gândeam că merge și un iaurt, mamă. Da, pun gel. Pun, de toate contează. Oh, tu poți să desfac ăsta. O să-l țin așa. Gata. Cinnamon. Cu cinnamon. O, băgăm și niște gem de ăsta de căpșun. Acum, mama, poți să zici tu că n-ai pus zahăr suficient, că nu mă interesează. Asta e, dar știi ce ar trebui să mai pun acum? Frișcă. Nu știu, n-am mâncat niciodată cu frișcă. Dar tu ai zis că merge cu frișcă. A, să punem și frișcă. Că mie îmi place foarte, foarte mult frișcă. Bam, bam. Frișcă. Aș încerca să pun cu aceeași lingură, că nu cred că murdăresc. Aș, ce greu să desfacem. Ajută-mă, mama, că n-am trei mâini. Thank you. Cu asta, că n-am gustat și mai pui o dată. Bam, bam. Pune, mama, că nu pui de la tine. Nu am. Ce-i fac, mă? Mama, nu e chitroasă, mă. Mama, pune cu vârf și îndesat, mă. Vezi și tu sau o duc la loc? Da. O duc la loc? Da, da. Săruna, mama. Mama e în stare să-mi pună tot grișul, dacă ar fi. Dar n-ai cum să mănânci atât. Bam, bam. Fac găluști. Thank you, mama. E. Thank you. Nu prea sunt cu găluștile. Sunt cu... Numai când aud de găluști, mi se face poftă de griș, mama. Mie nu-mi place, mama. Mie îmi place, uite tu ce ai făcut aici. Auzi, mă, frișcă cu griș. Nu pot să cred așa ceva. Dar frige. Uite, asta e gem de la american, de căpșuni. Și asta e griș, de care e griș, mama, de la ruș? Da, semolina. Semolina? Ia uite pe ăla acolo. O să revedem pe reporterul de la Colorado, mama.
Unde ai filmat tu aici, mama? Uite. Tu m-ai filmat aici. Uite ce-ai filmat aici. Uite-l. Uite-l de la NBA ăsta, mama. De la NBA. Mama, cameraman. Și eu sunt prezentatorul acestei emisiuni. Mă uităm după gadget aici. Una și-a rupt pantalonii. Săraca. Nu avea pantaloni, uite-te și tu, mama. Uite-te și tu, că a rămas cu piciorul pe afară. Așa nu se poate așa ceva. Pe bune? Uite-te și tu. Păi da, are mai puține haine și... Uite-te și tu, săraca fată. Păi cum spun că poate să înghețe dacă ieșea afară pe timpul ăla? Îngheța, mama, mama. Nu? Te-ai pus și tu sau ai pus ochii? Da, am pus ochii. Știi că e mai bună caldă, așa. Mama, hai să-i pune lui Ghiri niște piper. Sau boia, să crede că e... Nu trebuie să faci niciodată. Deci, mai bine îi pune niște boia. Auzi, stai puțin, nu mai fi așa, nu punem, îi punem boia. De-aia... Și zice că e scorțișoară, mama. Nu. A, mama, mai face și mie o glumă de asta. Ce crezi, că se supără? Se supără, da. Dar cum rădea el când am mâncat varza aia iute? Râdea. Râdeai cu el în hohote. Mamă, mamă, pune, de că îi pune niște boia de aia, că nu se prinde. Nu vrea mama să-i pun, nu vrea mama să-i pun, mă. Mama e prea serioasă, nu pot să fac cu ea nicio treabă. Ce e? Mama, pune niște boia, niște... Ardei de la... De la roșu. Hmm? Iute. Nu? Nu suntem la show? Uite, echipa României. E bun? E bun. A dat și pasă de gol. Ok, bam, bam. Bă, dar au locul portarul ăsta, nu știu, că părea că nu se ia. Da, 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 poate că e ce ăla, nu știu. Doar te-l chei. Bam, bam. Cu coa să revenim, mă? Să revenim când vine instalatorul. Instalatorul, mama? Ia să vedem. Frișca asta îi dă tot gustul, mama. Puteai să pui numai sare în griș. Nu conta zahărul. Vai de capul meu. Mama, mama, tu în frișcă mi-ai pus piper cumva? Da, ești. Ai fi în stare, ha? Mamă, și căpșunile alea. Vai de capul meu. Am făcut combinația asta de căpșuni. Nu orez? Răzuit? Lămâie răzuită? Cum mă? În orez când fac cu lapte. Lămâie. Sau ce vrei? Mama, fă combinația asta. Frișcă, griș și gem de... De căpșun, deci moare masa, uite-te și tu. Nici mai trebuie altceva, mama. Vai de capul meu, uite-te și tu. De asta aș mânca în fiecare zi, da, îngrașă, nu? Mama, dar ce gust are, deci nu pot să... Ce face Andreea? Andreea arată semnul victoriei. Nu le mai pune mama, pune-l deoparte acolo, că ăștia îl mănâncă pe tot, bă. Nu e aici, Andreea, a plecat. Dacă îi dai lui Dylan combinația asta... Mama, dacă îi dai combinația asta lui Dylan... O să-i placă, să vezi tu. N-are cum, e imposibil să nu mănânce ceva dulce și bun. Uite, mama... Cine ai pus-o pe aia mică, lui Dylan? Sau lui Andreea? Dar pune așa cu frișcă și cu gem, să vezi ce combinație de... A mâncat multe cerere. Bună, rău.
Deci încercați foarte bine. Bravo! Încercați combinația asta cu frișcă și cu gem de care aveți. E bună rău. Deci e bună, puteam să pun și ciocolată, dar nu mai gata, e merge, prea mult. Dar am pus frișcă, am pus cinamon, am pus cinamon fiind scorțișoară, să se știe. Deja tu le pui toate în bol, de ce nu mai lași în aia? Păi, nu, vreau eu, da. Bolă să întărești. Așa și... pare puțină, că ai pus în toate astea. Păi, da, vrei, nu, ajunge. Sper să mai apuc una, mama. Asta nu știu dacă o să mănânc toată. Dar e bună, rău. E bună, rău. Ai mâncat vreodată griș cu lapte? Nu știi ce ăla? Cu cinamon? Mama! Ia du și gemul ăla de struguri să-mi pun o linguriță, te rog. Unde e? Am auzit că e gem de struguri. O linguriță. Mai facem o combinație. Ia să vedem unde e gemul de struguri, că l-am cumpărat eu cu ea. Bam, bam. Uite aici e. Perfect. Încercăm toate combinațiile posibile și imposibile, bă. Asta e. Desfac gemul. Bun, bun. Bun. Ia o linguriță. Bun, rău. După ce se răcește, pui folie pe el, nu? După ce se răcește, pui folie pe el, nu? Sau parcuri. Uite, mama, cât avem, o jumătate de oră de când filmez. Deci, asta cred că e extraordinar. Gemul ăsta de struguri. Deci, combinație cu gem de căpșuni, frișcă. Ia stai, mama, să vedem ce gust are acum. Bă, ești nebun. Deci, asta e combinația perfectă, mama. Vai de capul meu. Vai de capul meu. Deci nu se poate așa ceva. Bună rău. Deci bună rău. E suficient cât am pus. Bam, bam. Thank you, mamaie, thank you. Ce bun e, mama. Mama, mănânc cu două linguri. Mare masă. Nu, mama, am trei mâini. O să mai mănâncă una. Mă face mișto acum. Aș mânca pe tot, dar... Și pare rău. Te-ai pus și tu, mama? Tu mănânci când mă auzi pe mine, că altfel nu mâncai. De bun e. Deci cred că ăsta e cel mai bun desert care l-am mâncat vreodată până acum. Mama, vine să limb farfuria, mama.
Băi, deci am mâncat chiar tot. S-a dus dracu cura mea de slăbire, mama. S-a dus pe apa sâmbete. Asta este, te vedem pe tine ce faci. Că am zis amândoi că o să ținem cură de slăbire. Am ținut-o de... S-a dus pe apa sâmbetei cura de slăbire. Păi uite-te și tu, poți să te abții de la gem de ăsta de struguri. Doamne ferește! Ei, nu se poate. Uite, mama, ce frumos le-a aranjat. Ia uite. Una mie, una ție. Una mie și una lui Popa Ilie. Și lui Gabe îi place. Pe aia, ăla-i Popa Ilie, Gabe. Mama mie, bă, mama, nu mai pune asta, că e păcat. Uite-te și tu cum ai dat. Oh, ce-aș băga degetele în toate să mai mănânce nimeni. De-asta-mi ești. Ai de capul meu. Hai să scriem pe ele, mama. Cristi, mama, Cristi, gay. Am mâncat, mama, dar gata, cred că nu mai mănânc griș. Poate mâine. Dar azi, în orice caz, nu mai pot. Astăzi, fiind... Asta vreau să le bag la... Astăzi, fiind aceea zi care a făcut și ordine la... Ce-am făcut noi, mama, mai înainte? Am făcut și... Ordine la... La ingrediente, da, da, fiind 22 martie 2021. Să duc încolo. Asta e, mama, nu contează. Hai de capul meu, deci nu mai pot. Ce-ai pățit, mama? Ce-ai găsit? A băut cafeaua. A băut-o, mama? Dar ghiba atâta energie. Ăsta în pat acum. Unde-i, mă, mama? Ăsta n-a văzut-o, bă. Uite pe ghii la lupată și cărbuni. Excelent gemul ăsta, mama. Da, e bun și ăla de căpșun, deci nu știu ce să mai zic. Nu știu ce să mai zic. Pun la loc. Ah, mi venea să ling cratiță, dar a pus mama apă. Asta e. Mama, de ce ai pus apă în cratița aia? Că mai dădeam eu cu lingura. Știi cum făceam eu înainte? Da? Veneam eu și lingeam după aia. Bam, bam. Mai ții minte că făceai prăjituri acasă? Mai ții minte că făceai prăjituri acasă? Creme și nu știu ce? Cine venea după aia și spăla farfurile? Păi era mine, aici nu vrea copiii. Cine spăla farfurile? Eu le spălam, le lingeam pe farfurii. Nu, ăștia nu fac așa. Nu fac așa ăștia. Păi ăștia sunt americani, mama. Nu ai ce să le faci. Dar eu vreau să-i învăț, n-ai ce să le faci, mama. Mama, la ce vrei să te uiți, mama, acum? Mă uit la astea, la babele astea. La babele astea din Kazakhstan? Da, îmi plac. Uite, mama, ce se uită, mă. Ia dă-i un ochi, să văd și eu cum le zice la astea. Când o să fiu în România, o să mă uiți și bam, bam. Ok, acum o băga reclamă. Bam, bam. La revedere, prieteni. Ne revedem curând într-un nou vlog. Bam, bam. Mi-am luat și eu un desert. Bam, bam, cu cinamon. Să pun lapte peste. Bam, bam. Lapte de văcuță. Afară nu mai ninge, a ieșit soarele. Mama butonează YouTube-ul. Se uită la Marcela, se uită la noi, la Cornel și Tiberiu. Și cine mai fi? Mama, ce mă uitam cu mama la televizor și vedem aici un atentat în Colorado, la noi. E live, nu vine să cred. Într-un store de grose. Aha, într-un magazin. În pușcături. Uite-te și uite. În pușcături, aici la noi. Noi suntem bine, sănătoși, suntem acasă. Trebuie, dar e mai departe. E, dar tot la noi aici, e? Da. Vezi? Măi, frumos, dar... Nu ai ce să faci, mai e puțin șocată.
Uite ce de poliție acolo, mamă. Vezi? America în alertă. Sper că i-au prins pe hoți, pe infractori, pe teroriști, ce-or fi ei, habar n-am. Vezi că intră Trump peste noi, mama. Trump e... Uite-l în stânga, jos. Un om care vrea binele lumii. Da? Îți plăcea de Trump, a? Îmi place. Dar la început parcă nu ți-a plăcut. Nu știam ce vrea să facă lumea. Nu-i plăcea de el, că avea freza aia, dar e vorba că... Nu freza. Contează. Vă prezentăm știrile din Colorado pentru România TV, Pro TV, Antena 1, Prima TV, Canal D, toate televiziunile din România pot prelua de pe YouTube de la mine. Mă, tu știi ce se întâmplă aici. Uite, aici la King Super, mamă, uite la King Super. Uite, King Super. Unde mergem noi la cumpărături. Vezi? Uite ce șapcă are ăsta. La Broncos. Supermarket, vezi? Deci la King Super, uite. Uite, King Super, uite-te cum am zis. Uite, King Super, ce-i? It's just chilling, Connor, to hear those details. What else can you tell us about what CBN, you've been hearing Sinus. From witnesses? Sinus. Well, we spoke with another gentleman who was inside the store shopping at the time. He said, "My man, Jamal, like King Super." Three Super on that phone. Enough for him to just drop his stuff and start running. He described what could only really be described as chaos. My courage. As people were gathering, going hand in hand, walking. Deci mergem, nu? Uite că l-a prins. Ce e ăla, mă, mexican, ce e ăla? Vedeți că are cătușe, uite, ăla e infractorul, teroristul. Uite-te și tu, l-a prins. Again, we're waiting to hear a lot more from Boulder Police. Ne uităm cu sufletul la gură, ceea ce se întâmplă, mai ales unde a fost cu mama la King Super. We did see someone who was bloodied up and in hand was taken out, but we have not yet learned anything about that from authorities. Other than that, we are still waiting to hear if there is anyone in custody, if they are still looking for anyone. We hear them on the bullhorn. Urging people to surrender earlier, but we are against the wind to find out exactly what that situation is. Eu cred că ăștia l-au dezbrăcat până la kilos ca să vadă dacă nu are bombă, arme, știi? Thank you very much. The Biden administration is scrambling to find housing for the influx of migrants arriving at the southern U.S. border. There are now more than 15,000 The administration plans to open new facilities, including a convention Biden, center, to house the children. Mie nu-mi place de el. News has learned that some migrant families may soon be housing in hotels. Ah, nu mai vorbesc. Ziceam așa, vorbeam așa. But in the meantime, many children have been sleeping in facilities that do not even have beds. Here's Ben Lovell Horkes with the latest. La graniță cu noi ăștia? A child so small, he's hard to spot at first.
But this Guatemalan boy, believed to be about six, was seen walking all alone along the train tracks, holding a bag, crossing from Juarez into the United States. Și caută la Statele Unite, uite copilul ăla. Many unaccompanied minors like him end up here in overcrowded facilities like this one in Dallas, Texas. În acest moment, ca să ajungi în America, trebuie să vii din Mexic în America, adică cu o călăuză, ar fi mai nicio șansă. Ca turist în perioada asta n-ai voie să fie aici. Eu am venit ca minte mamă. Ca rezident. Am venit ca rezident. Am green card-ul, mama. Am să văd dacă știe mama. Mama. Da, mama. Pentru cine nu știe. Uite, mama, gata. Ce faci, mama? Canapea, te întinzi, te ridici, te... O potrivești cum vrei tu. Și tu nu stai bine cu capul. A? Da, mama, că ți-ai inspirat primul și ai al doilea. Gata, luăm o pauză, bam, bam.